Alcoolul, depășirile periculoase și viteza excesivă continuă să facă victime. Numai în Chișinău, un weekend s-au produs 45 de accidente rutiere, în urma cărora 9 persoane s-au ales cu diferite traume. Unul dintre accidente s-a produs pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana. Un șofer de 38 de ani ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina într-un stâlp. Mai mult, când au venit oamenii legii, acesta ar fi sărit la bătaie la unul dintre angajații poliției. Etilotestul la care a fost supus șoferul a demonstrat că acesta ar fi urcat băut la volan. Acum bărbatul riscă dosar penal și ar putea rămâne fără permis de conducere. Un alt accident de circulație s-a produs în noapte de 4 februarie, puțin după miezul nopții, pe strada Hristo Botev din sectorul Botanica. Potrivit poliției, șoferul unei mașini în vârstă de 44 de ani ar fi încercat să ocolească un câine care a ieșit brusc în mijlocul drumului și a tamponat doi pietoni. Victimele, o femeie de 37 de ani și un bărbat de 32 de ani, s-au ales cu diferite răni și au fost preluați de o ambulanță. Șoferul riscă să fie pedepsit în funcție de gravitatea leziunilor pe care le-au suferit victimele. Potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, în ultimele 3 zile, pe traseele din țară s-au produs 11 accidente rutiere, în urma cărora o persoană a decedat, iar alte 11 s-au ales cu diferite traume. Cele mai frecvente cauze ale producerii accidentelor sunt depășirile neregulamentare și viteza excesivă. Totodată, agenții de patrulare au oprit în trafic 30 de șoferi care conduceau în stare de ebrietate, dar și peste 300 care au depășit limita de viteză admisă.